Salutare, sunt Petru de la Wellcoach. Acum, în preajma sărbătorilor de Crăciun, o să vorbesc despre care e cel mai bun cadou pe care poți să ți-l faci dacă vrei să începi să înveți programare. Așa că dacă ești în punctul în care nu te mai satisface domeniul în care ești sau nu ești suficient de bine plătit și vrei să te reprofilezi, vrei să înveți programare și să ai un job bine plătit în domeniu, sau dacă ești elev, student, știi deja un pic de programare și vrei să ajungi în top, vrei să ajungi să ai rezultate bune, poate chiar să lucrezi pentru niște companii bune, uită-te la videoul ăsta până la capăt, pentru că o să-ți prezint perspectiva mea atunci când vine vorba de carieră, cadouri, Crăciun și toată perioada asta anului, perspectivă care m-a dus în punctul în care să am rezultate foarte bune la olimpiadele de informatică, la concursuri, dar și să primesc oferte de angajare de la companii precum Google și Facebook. Acum suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun, toată lumea se gândește la cadouri, toată lumea parcă intră așa într-o stare de sărbătoare, doar că starea asta de sărbătoare parcă e cu două tăișuri, pentru că, deși pe de o parte suntem mai atenți la cei din jurul nostru, vrem să-i facem fericiți, vrem să le facem viața să fie un pic mai colorată, mai energică, pe de altă parte, intrăm așa într-o stare de apatie în care nu mai facem atât de multe lucruri, spunem că gata, e Crăciunul, se termină anul, mai lenevim, ne mai luăm vacanțe, ne mai luăm pauze, mai mergem poate la schi sau la țară. Și totuși, e foarte important să nu ne ducem mintea de la carieră și de la viitorul nostru. Pentru că, așa cum am mai spus în multe videouri, cariera ne ocupă o parte foarte importantă din timpul nostru. Ne ocupă peste jumătate din fiecare zi și ne ocupă peste jumătate din anii trăiți în viață. Adică cea mai mare parte a timpului o să o petreci fiind angajat și cea mai mare perioadă a timpului dintr-o zi o să o petreci fiind la muncă. Și atunci e foarte important ca locul tău de muncă să-ți aducă fericire și împlinire. Și de aia, poate că de multe ori nu e bine să ne lăsăm total distrași de magia sărbătorilor de Crăciun și să fim un pic direcționați la ce vrem să facem cu viața noastră. Pentru că dacă te uiți la videoul ăsta, poate ești în situația în care eram și eu acum câțiva ani când eram în liceu și făceam Secret Santa și tot timpul întrebarea pe care o aveam în minte când trebuia să iau cadou unui coleg era: ok, care e bugetul maxim sau în ce buget trebuie să ne încadrăm cu cadourile, pentru că bineînțeles nu aveam foarte mulți bani și nu voiam să-mi dau toate economiile mele sau parte mare din economiile mele făcând un cadou. Și atunci e foarte important să vedem, ok, cum am putea să soluționăm problema asta. Vreau să-ți imaginezi pentru câteva secunde că ești în mall și vrei să cumperi cadouri prietenilor și familiei tale. Și să presupunem că cineva îți dă 20.000 de euro și îți spune, ok, de banii ăștia trebuie să-i cheltuiești pe tot și trebuie să le iei cadouri celor din jurul tău. S-a schimbat probabil foarte mult perspectiva ta asupra lucrurilor. Adică dacă până acum te uiți tot timpul la un raport de calitate-preț, vrei să vezi care sunt niște lucruri pe care poți să ți le permiți, dacă ai avea toți banii ăștia, pur și simplu problema asta ar dispărea. Adică pur și simplu, cel mai probabil te-ai gândi, ok, ce își dorește persoana asta, hai să-i cumpăr lucrul ăsta și să-i fac o bucurie. Și te-ai gândi, ok, ce-mi doresc eu, hai să-mi cumpăr lucrul ăsta și să-mi fac mie o bucurie. Și lucrul pe care vreau să ți-l spun cu ideea asta e că chiar e posibil și pentru tine să ajungi să faci lucrul ăsta. Chiar e posibil să ajungi să-ți permiți majoritatea lucrurilor frumoase de Crăciun fără să începi să faci activități ilegale, fără să trebuiască să cumperi bitcoin sau să joci la loto sau să fii implicat în niște activități care implică foarte mult noroc. De fapt, gândește-te în felul următor. Să spunem că tu ai ajunge să câștigi pe lună, în mână, în România, 6 până în 8.000 de euro bani pe lună. Asta ar însemna că tu, dacă ai cheltui între, să zicem, 2 și 3.000 de euro pe lună, ai putea să strângi fiecare lună între 3 și 5.000 de euro. Deci dacă ai pune deoparte toți banii ăștia pe parcursul unui an, de Crăciun ți-ai putea face de cap, ai putea să
să faci tot ce îți dorești cu viața ta. Și acum, dacă te uiți la video ăsta, știu că deja te gândești că nu se pot face atâția bani din programare, că e imposibil, că vorbesc prostii, o să-mi dai dislike, o să-mi dai hate în comentarii, nu-i nimic. Ideea e că cunosc foarte mulți oameni care câștigă lejer suma asta din programare. Practic, scriind cod pentru alții, scriind cod pentru clienți. Și dacă stăm un pic să ne gândim și să ne uităm la salariile pe care le primești la firme mari din afara țării, o să vezi că de multe ori salariile astea sar la companiile mari, precum Google și Facebook, sar și peste 10.000 de dolari pe lună. Din nou, bani pe care poți să îi ai în mână. Și acum, iar din nou, să spui că nu pot eu să ajung la Facebook, nu pot eu să mă apuc de freelancing, să câștig banii ăștia și din nou o să te minți pe tine. Ideea e că fiecare om poate să facă chestia asta, pentru că toți oamenii care în prezent fac lucrurile astea au pornit exact din punctul în care ești tu acum. La un moment dat, aveau de luat o decizie. Bă, uite, ce vreau să fac cu viața mea? Ce carieră îmi doresc eu să am și cum vreau să-mi influențeze chestia asta viața? Și au luat o decizie și au zis, bă, ok, mă apuc și fac treaba asta. Și partea cea mai interesantă și mai frumoasă la lucrul ăsta e că deja există foarte mulți oameni care fac lucrul ăsta. Deja există foarte mulți care nu numai că au făcut lucrul ăsta, dar i-au și învățat pe alții cum pot să ajungă și ei în punctul în care să, pentru ei banii să nu mai fie o problemă și să poată să se bucure de viață în general. Și datorită lucrurilor ăsta, înseamnă că și tu poți să ajungi acolo și tu poți să te pregătești cu un mentor, cu cineva care poate să te ducă acolo. Și automat, când vine vorba de cadouri, cam asta e perspectiva mea. Când vine vorba să îmi fac mie un cadou sau să-i fac cadou ceva unei persoane din jurul meu. Da, mă gândesc și să-i fac o bucurie, dar pe de altă parte stau un pic și pun în perspectivă lucrurile. Cum o să ajute cadoul meu persoana respectivă? Îi rezolv o problemă pe care o are acum în viață? O să-i crească calitatea vieții, să-i facă viața să fie mai bună și mai plăcută? Sau o să lase tot în starea aia? De exemplu, nu îmi place niciodată să cumpăr dulciuri sau cadouri care sunt mâncăruri cu câteva foarte mici excepții, pentru că îmi dau seama că, presupunând că cumpăr o cutie de bomboane și o dau cuiva, automat el o să mănânce cutia aia de bomboane și la finalul cutiei, când o termină, el o să fie aceeași persoană, viața lui nu i s-a schimbat cu nimic, deci din punct de vedere obiectiv, faptul că el a mâncat cutia aia de bomboane sau presupunând că n-ar fi mâncat-o, viața lui este exact aceeași și eu n-am făcut nicio diferență și nu l-am ajutat cu absolut nimic. Și atunci, care sunt genurile de cadouri pe care le prefer și care sunt genul de lucruri pe care îmi place mie să mi le cumpăr? Lucrurile în care îmi place mie să investesc pentru că nu se mai pune problema de a cheltui banii sunt lucruri care îmbunătățesc viața, cum am zis mai devreme. Fie că e vorba de o carte care aruncă o perspectivă nouă asupra lucrurilor, fie că e vorba de un curs sau de multe ori am făcut cadouri, abonamente la sală, astea sunt genul de lucruri care îmi place mie să le fac cadou altor oameni. Și când vine vorba de mine, cred că toată viața mea, cei mai mulți bani i-am investit în mentori. Încă din clasa 10 am început să investesc în profesori, în oameni care erau mult mai buni decât mine la informatică și în oameni care au avut rezultatele pe care eu mi le doream. Tot timpul îmi doream să mă pregătesc cu cineva care a fost deja acolo și a făcut lucrul pe care mi-l doream eu să îl fac. Și mi-am dat seama de un lucru foarte interesant. Pe măsură ce făceam investițiile astea, aveam din ce în ce mai mulți bani să fac și mai multe investiții. Adică, practic, după ce am investit în primii mentori, eram în punctul în care puteam să întrec interviurile la companii precum Google și Facebook, în punctul în care câștigam concursuri, câștigam olimpiade, primeam burse oferite olimpicilor și deja existau oameni care mă căutau pe mine să fac pregătire cu ei și am început de la o vârstă destul de fragedă să fac pregătiri la informatică, să învăț oamenii cum să programeze. Dacă stau acum și mă gândesc, practic se termină al 8-lea an de când predau informatică și toate investițiile astea pe care le-am făcut, practic au avut un return of investment mult mai mare, pentru că asta e conceptul despre care vreau să-ți vorbesc. De multe ori auzi de termenul de ROI sau return of investment. Asta înseamnă investind o anumită sumă de bani în ceva, cât
câți dintre banii ăștia o să ți se întoarcă. De exemplu, dacă joci la loto și să zicem că plătești 10 lei pe un bilet, cel mai probabil 0 lei o să ți se întoarcă în acel bilet, din acel bilet. În schimb, dacă cumperi, să spunem, acțiuni la o companie de IT, să zicem, dacă cumperi acțiuni la Facebook și investești $100 în ele, cel mai probabil, dacă le vinzi după o anumită perioadă, o să câștigi bani, adică poate le vinzi la prețul de $110-120, sau dacă îți bagi banii la bancă, automat o să câștigi dobânda. Și atunci am stat să mă gândesc, ok, știm despre conceptul ăsta de ROI, care sunt lucrurile în care pot să-mi investesc banii în așa fel încât să scot cât mai mult înapoi. Și mi-am dat seama de mentor. Și dacă stăm un pic să ne gândim la care e salariul mediu în România, dacă salariul mediu, să zicem, e de 2500 de lei și tu îți strângi mai mulți bani și investești într-un mentor și mentorul ăsta te învață suficient de multe lucruri încât să ajungi la 5000 de lei pe lună, tu chiar dacă, să zicem, ai strâns cureaua foarte mult, ai făcut sacrificii, ai pus din banii ăștia deoparte, în momentul în care ajungi aici, în momentul în care ajungi la 5000 de lei pe lună, în care ai un job lejer de programator, investiția asta o să o recuperezi foarte repede, pentru că presupunând că tu ai economisit toți banii ăștia și ai face asta timp de 5 luni, tu în 2 luni jumate deja ai câștigat toți banii pe care ai economisit și ai investit ca să faci creșterea asta salarială. Și atunci, de fiecare dată când îți cumperi ceva, e foarte important să te gândești la conceptul ăsta de return of investment și cel mai important, dacă chiar vrei să te apuci să faci serios programare, dacă vrei să nu mai fie sumele astea de bani pe care le-am scris aici pentru tine, să nu mai fie un vis, ci să fie realitate, să fie o posibilitate, atunci dă click pe linkul din descriere, programează-te la o ședință gratuită de consultanță, fie cu mine, fie cu un expert din echipa mea, o să-ți facem o analiză detaliată a situației în care ești și o să facem un plan de muncă pas cu pas care să te ducă în punctul în care să ai un job bine plătit în programare, un job sigur și un job care chiar să-ți facă plăcere și să îți aducă împlinire în viața ta. Așa că sper să vorbim cât de curând.